Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 149 ediție de analize economice. Un proiect comun privesc EU și IDIS viitor. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe pagina noastră sau pe pagina mea, ionita.md, unde la rubrica analize economice sunt absolut celelalte ediții. Noi intrăm deja în maratonul de sărbători. Vom avea o lună, practic, de sărbători. Unii au început, deja unii încep. De aceea am considerat să iau niște teme așa, pe de o parte niște foarte complicate, pe de altă parte unele care cumva corespund contextul în care suntem noi. Nu sunt un mare adept a sărbătorii muncii, dar m-am gândit că fiindcă a fost zi liberă, multă lume mai serbează această zi, oricum munca este ceva important și ținând cont de faptul că noi niciodată n-am vorbit despre forța de muncă din Republica Moldova, am considerat că ar fi și un moment oportun să vorbim despre forța de muncă. Ce avem noi? Câți oameni lucrează la noi în țară? Unde lucrează? Despre salarii am mai vorbit. Am mai vorbit în dreapta, nici nu am mai vorbit în stânga, nici nu am vorbit că salariul crește nominal. Diferența era cândva enormă, în 2000, diferența salariului dintre Moldova și media din țările, zona euro era de vreo 35 de ori, acum e doar de 3 ori, deci discrepanța a scăzut de 10 ori, dar despre forța de muncă nu am prea vorbit. Astăzi aș vrea să discutăm, am luat chiar date dintr-o perioadă cu mult mai îndelungată, avem din anul 60 până în prezent, de aceea cu așa veți vedea, dar am mers în felul următor, în perioada sovietică, ca să pot compara datele, am luat cumva și prin estimări, am scos pe cei care erau din stânga Nistrului, am lăsat doar dreapta Nistrului ca să putem compara datele. Cândva voi face o analiză a forței de muncă din stânga și dreapta Nistrului împreună, să vedem care e situația, vă pot spune în felul următor. La noi rău, la ei puțin mai rău. Deci întotdeauna, dacă vrem și noi să ne simțim mai bine, pur și simplu ne comparăm cu dânsii și atunci arătăm cumva mai frumos. Dacă observăm atent, iarăși aici încă un lucru important, forța de muncă eu împart în două categorii. Prima este forța de muncă formală, cei care sunt angajați cu normă de plină, deci au o funcție de plină de muncă, și doi sunt cei care sunt ocupați în economia neobservată. Veți vedea ce avem în vedere când vorbim de economia neobservată. În perioada sovietică, economia neobservată care este acum la noi, în cea mai mare parte erau gospodăriile casnice și erau colhoznice care nu erau formal salariați. Deci ei aveau o altă formă de angajare. De aceea când vedeți că în perioada sovietică erau foarte mulți, nu vă speriați tare, erau oameni aceștia care noi credeam că ei sunt lucrători, dar de fapt ei așa aveau o formă așa mai neformală de angajare. Dacă luăm așa mult, dacă ne uităm așa foarte clar, noi am ajuns la minimul forței de muncă angajată în Republica Moldova în anul 2020, când 834.000 de oameni lucrau într-o careva formă, 600.000 lucrau, 602.000 mai exact, lucrau oficial angajați cu cărcică de muncă, iar 233.000 erau în câmpul ăsta neobservat. În anul 2015, chiar și 2010, erau mai mulți, dar erau din contul celor care lucrau în economie neobservată. Eu nu îmi place cu cuvântul economie neformală, deoarece poate crea anumit conotație neobservată de cei care lucrează, dar cumva statul le dă voie, nu îi obligă sau nu poate să-i oblige să-și plătească impozitele. În acest an considerăm că este o ușoară înviorare, că 2020 am ajuns la minim, nu de atât că am ajuns la minim, noi am avut o creștere în 2019, dar pandemia ne-a dat în jos vreo 20 ceva de mii din cei care sunt în sectorul real, de aceea practic, estimările pe anul acesta nu este o creștere de 30.000 în sectorul real, cât o recuperare după pandemia din 2020, o recuperare care întârzie. Deci asta este forța de muncă în Republica Moldova. Dacă, deci, cel mai mult, dacă vă uitați atent la noi, de fapt, scăderea cel mai tare a avut loc din partea agriculturii. Am pus agricultura pe locul 2 din două motive. Veți observa un lucru interesant, că la noi populația în agricultură a crescut brusc în perioada 90-2000 și acum avem o scădere foarte puternică. Aici nu aș da o tăcă negativ, cât voi spune în felul următor. În perioada 90-2000, cei care au uitat Republica Moldova a pierdut un număr impunător de locuri de muncă, deci dacă noi am avut
în sectorul formal, ne uităm aici, am avut 1.300.000 lucrători, în anul 2000 am ajuns la 700.000, deci am pierdut practic jumătate din toată forța, din tot salariața din Republica Moldova. Oamenii pierdând și o lungă de muncă și încă nu e fiind motivează merge pe psihotare, plecarea încă nu era o soluție, oamenii s-au aruncat în agricultură și putem să o spunem aici clar, perioada 90-2000 a fost practic agricultura a absorbit peste 200.000 de oameni care pierzându-și locul de muncă prin agricultură cumva au supraviețuit. Era de fapt o agricultură de subzistență, chiar făcuse încăva o analiză numărul cailor și măgarilor din Republica Moldova, în sensul că era agricultură în cea mai primitivă formă. În prezent, noi în agricultură avem 178.000 de persoane ocupate, dintre care 34.000 salariați, restul sunt agricultura, zicem, nesalariați. De fapt, avem două sectoare mari, unde numărul celor neformal este cu mult mai mare decât acelor oficial. Este agricultura și construcțiile. Astea două domenii le dau cel mai mult partea asta neformală. Dar aici partea bună care vreau să spun pentru cei care vor plângă că a scăzut numărul de locuri de muncă în agricultură, problema că locuri de muncă, nu problema, dar partea bună este că numărul de ocupați în agricultură a scăzut, iar producția a rămas la același nivel, chiar crește. Aceasta înseamnă că productivitatea muncii în agricultură în această perioadă a crescut de peste 3 ori, lucru care trebuie să ne bucure. Faptul că noi eliberăm forță de muncă din agricultură, nu aici este drama. Drama este că noi nu reușim să creăm locuri de muncă alternative. Și eliberarea forței de muncă din agricultură, în mare parte, se datorează și productivității, iar pe de altă parte, noi nu reușim în alte domenii. Haideți să uităm unde este forța de muncă din economia neobservată. Am luat datele din 2015, deoarece acum ele se vorbesc doar pentru populația care este în Republica Moldova. Datele până în 2014 erau cu mult mai estimative și compararea lor practic este imposibilă. Cred că este posibil, dar foarte greu. Dacă ne uităm atent, noi avem trei tipuri de populație ocupată în economie neobservată, neformală. Cei mai mulți sunt în agricultură, unde avem 150.000 de oameni. După aceasta mai avem construcțiile cu 40.000 și restul sunt în restul ramurilor economiei. Dacă observați, aceste două ramuri ne absorbă aproape 80% din toată forța de muncă din economie neobservată, este în agricultură și în construcții. Încă un fenomen nou care se întâmplă în ultima perioadă, lucru care trebuie să ne îngrijoreze, este legat de vârsta medie. Uitați, am luat doar din 2015. Dacă în 2015 vârsta medie a unui salariat era 41,6 ani, în prezent a ajuns la 43,3 ani, este legat de două motive de bază. În primul rând, avem tot mai puțin tineri, în general, avem tot mai puțin și doi, este înclinația tinerilor de a migra peste hotare, respectiv în țară rămân persoanele în vârstă, lucruri care nu ar trebui să ne bucure foarte mult. Dacă să ne uităm la forța de muncă care este în Republica Moldova, populația ocupată, îi luăm tinerii la... Am luat tinerii. Felicitări pentru cei care au 33 de ani, tot în categorie tinerilor. Ne-am luat grupa de tineri de la 15 până la 34 de ani. Într-adevăr, sunt cei care au intrat pe piața forță de muncă. Dacă în 2015, și atât de mult, mai puțin de 10 ani în urmă, fiecare a treilea ocupată în economie era din grupul tinerilor, adică 33%, astăzi sunt 25% sau fiecare parte. Practic, din toți cei care ocupați, tinerii până în 34 de ani dispar. Deci acum când te duci la lucruri, nu-i prevezi, ei nu sunt. Asta nu de atât că tinerii nu lucrează. Din simplu motiv că ei nu mai sunt în țară. Am luat un alt grafic. Din tinerii care există în țară, cât sunt la lucru? Ia uitați-vă atent. În 2015, 32% era undeva angajat. E clar, foarte mulți tineri, în special vârsta până în 25 de ani, sunt la facultate, dar din toți tinerii care erau în țară, 32% erau la lucru. Acum sunt aproape 40%. Paradoxul este că tinerii acum sunt cu mult mai dornici de a munci decât acum 10 ani în urmă. Deci cei care sunt în țară, dacă înainte lucrau 32%, acum aproape 40%. Problema că ei nu mai sunt. Deci de aceea când spunem că numărul tinerilor este micuț, nu este legat de faptul că ei nu vor să lucreze. Este legat de faptul că ei nu mai sunt. Deci asta este problema numărul 1. Haideți să ne uităm cu populația în vârstă aptă de muncă, deci am luat la 15 până la 64 de ani, este populația în vârstă aptă de muncă și unde sunt ei.
Dacă ne uităm atent, populația în vârstă aptă de muncă la noi, din nefericire, scade constant. În 2015 am avut 2.600.000, acum avem cu aproape 150.000 mai puțin, 2.475.000 de oameni. Dar nu vă bucurați. Dacă vă uitați atent, cel mai mult la noi a scăzut populația care se află în Republica Moldova. Deci aflați în țară, am avut 2 milioane, acum avem 1.656.000 sau cu 350.000 a scăzut. În schimb, cei aflați peste hotare au fost 613.000, acum sunt 819.000. De fapt, în mai puțin de 10 ani de zile, noi avem o creștere cu 200.000 a populației în vârstă aptă de muncă care se află peste hotare. De fapt, tot ce s-a întâmplat în această perioadă, la noi populația din țară a plecat peste hotare. Asta este. Deci la noi forța de muncă scade și pur natural, deci procesul natural, din păcate, sunt de așa natură că numărul celor care intră în câmpul forței de muncă este cu mult mai mic decât cei care pleacă deja legat de vârstă, dar și cei care au intrat, el de fapt intră și pleacă deodată peste hotare. Am încercat să văd cam care era ponderea populației în vârstă aptă de muncă. Aflați peste hotare în 2015, este perioada când prima dată Biroul de Statistic ne oferă niște date de o calitate care ne permite să analizăm acest indicator și în 2023 ultima dată. Dacă observați atent, în anul 2015, 23% din populația în vârstă aptă de muncă era peste hotare. În prezent deja sunt 33%, deci fiecare al treilea om care este în vârstă aptă de muncă, el nu se află în Republica Moldova, se află peste hotare de țări și acest indicator crește în fiecare an, se înrăutățește, de fapt. Și dacă ne uităm atent pe grupe, observăm că cel mai dramatic este vârsta 25-44 de ani. Deci în 25-34 de ani au fost 30%, acum 41%, iar 35-44 de ani au fost 26%, acum 38%. Cel mai brusc a crescut pe 35-44 de ani. Dacă țineți minte, am numit-o cândva doilea val de migrație, anul 2015, 2016, 2017, exact a fost pe populația aceasta, vârsta 35-44 de ani, atunci ei masiv au început a pleca peste hotare. Forța de muncă tânără. Dacă observăm, cel mai dramatic este cei de la 25 până la 44 de ani. Aici este o greșeală, 25-44 de ani. Deci, populația aceasta, unde sunt ei? Haideți să uităm. În anul 2015, din aceștia toți, 28% erau peste hotare. Mult, dar încă nu critic. Dacă ne uităm atent, numărul populației 25-44 de ani sau forța de muncă tânără sunt cei care toți visează la acești lucrători. Deci este cum ar fi fondul de aur a națiunii. Deci fondul de aur a națiunii noastre a crescut până în 2020. Deci pur demografic, populația Republicii Moldova din vârsta aceasta, 25-44 de ani, exact sunt oameni până la toate procesele acestea care au avut loc după prin anii 90. După aceasta avem o scădere lentă, iar prăbușirea are loc undeva în 2030. Vom ajunge la scad numărul lor cu aproape 200.000 într-o perioadă foarte scurtă, 150.000 practic în 5 ani de zile. Deci pur și simplu vine o nouă generație când s-au născut foarte puțini copii. Însă drama este alta. Tendința de plecare anume acestui grup peste hotare și până ce nu există niciun motiv ca să considerăm că ei vor schimba această tendință, ne duce la aceea că în anul 2030 numărul celor aflați peste hotare va fi mai mare decât numărul celor aflați în țară. Altfel spus, fondul de aur națiunii, forța de muncă tânăr 25-44 de ani, 52%, vor fi peste hotarele țării și doar 48%. Asta dacă nu vom întreprinde anumite acțiuni extraordinare. Eu nici nu pot imagina care ar putea fi ele, de ce rămân destul de sceptic. Este încă un grafic care, într-o formă care l-am publicat, eu îl numesc crucea noastră, în ce sens? Deci iau populația tânără, 15-24 de ani, sunt cei care intră în forța de muncă și populația peste 65 de ani, cei care au ieșit. Dacă observați, până în 2017, numărul celor care au intrat în câmpul forței de muncă întotdeauna a fost mai mare decât numărul celor ieșiți. Și aceasta ne permitea să credem că lucrurile la noi merg bine. Iar din 2018 s-a început o diferențiere, iar către 2023
Noi avem 400.000 de populație peste 65 de ani, deci oameni în vârstă, și doar 248.000 tineri. Deci 400.000 din cei care au ieșit din câmpul forței de muncă au fost substituiți cu doar 248. Acest grafic pur și simplu ne arată lucrurile care vor se vor întâmpla într-un viitor careva nu foarte îndepărtat. Și ultimul lucru care vreau să analizez este destul de complicat. Vă spun eu odată, a fost destul de complicat, dar am reușit în careva formă, mai mult că n-ați vă dau și în cifre absolute, ce ele sunt destul de relative și o să-i spun din ce cauză. Deci îmi dau seama că Moldova se întâmplă legat de forța de muncă, se întâmplă niște procese nu foarte plăcute. Și din acest motiv am vrut să văd în ultimii 5 ani de zile câți din Republica Moldova, din grupa aptă de muncă, au plecat peste hotare. Dacă credeți că exercițiul este foarte ușor, vă spun deodată că nu este atât de ușor și am să vă explic din ce cauză. Legat de forța de muncă și procesele demografice din țară și de peste hotare, sunt 5 fenomene de care trebuie să ții cont. Prima, se nasc copii. Deci noi avem 10.000 de copii moldoveni născuți peste hotare, care acum sunt diaspora noastră, dar niciodată nu au plecat din Moldova. Din simplu motiv că el nu s-a născut aici și a plecat peste hotare. El e născut peste hotare și noi avem 10.000 de cetățeni ai Republicii Moldova peste hotare care niciodată nu au plecat. Al doilea, din nefericire, se mă întâmplă încă un lucru, oamenii cu vârsta mor. Și noi avem mii de moldoveni care nu mai sunt peste hotare, dar nu au venit acasă. Simplu spus, pur și simplu au murit. Și de aceea trebuie să ținem cont că sunt unii care s-au născut, sunt unii care au murit. Aceștia n-au plecat, dar sunt acolo. Aceia nu mai sunt acolo, dar n-au venit acasă. Al treilea, sunt oamenii mai cresc. Și unii dintr-o grupă de vârstă, aflându-se peste hotare, au intrat în forța de muncă. Și noi de bucurăm, iau-te, la noi a crescut forța de muncă. Da, a crescut, numai că nu în Moldova, dar în Italia. Sau în Spania. El avea 23 de ani de zile, a făcut facultate, a ajuns în 25 de ani de zile, a intrat în grupă forță de muncă, cum o spunem noi, grupul de aur, deci forța de muncă tânăr, numai că el nu mai este în țară. Și în sfârșit avem oameni care se întorc acasă și oameni care pleacă. Deci, ținând cont de toate acestea, am făcut o estimare și avem următoarele cifre. Deci, în grupa aptă de muncă de la 15 până la 64 de ani, noi în 5 ani de zile avem 6,34% din populația care era în țară a plecat peste hotare. Deci, net, plecarea net. Sunt unii care s-au întors, sunt unii care au plecat. Dacă ne uităm, vârsta 15-24 de ani, 9,2%, 25-34 de ani, 14%, de fapt, e exact cel care a făcut facultatea, a terminat facultatea și intră în câmpul forței de muncă, prima ce face și pleacă peste hotare. De fapt, este grupul care cel mai masiv a plecat peste hotare. După aceasta avem 7,9% cei de la 35-44, 1,6% 45-54, și 55-64, 1,3% s-au întors înapoi acasă. De fapt, dacă am spune, dacă m-ați întrebat ce se întâmplă în Republica Moldova, aș spune în felul următor. Tinerii și cei puțin mai în vârstă pleacă, tinerii cu facultate terminată sau care au intrat activ în forța de muncă pleacă cel mai masiv, 14% au plecat, și oameni aproape de vârsta de pensionare, greu, încetișor, dar se întorc acasă. Nu mulți, trebuie să o spunem, nu mulți, dar se întorc acasă. De fapt, asta se întâmplă în Republica Moldova. Și aici am dat și cu cifre, deci ele sunt destul de greu de comparat, dar aproximativ 114.000, dintre care cel mai mult 55.000 în grupul de vârstă 25-34 de ani, apoi 35-44 de ani și, dacă vedeți, cei de la 55 de ani în sus s-au întors acasă. În concluzie, Republica Moldova, în prezent, cu ocazia muncii trebuie să spunem că avem muncitori, numai că ei nu se află în țară. Cei de vârsta de aur, care sunt visul tuturor angajatorilor, cel mai probabil într-un viitor apropiat, mai mult de jumătate de ei vor fi peste hotarele țării. Și grupul cel mai mult care migrează în ultima perioadă este 25-34 de ani, este exact persoana formată profesional și care intră activ în forța de muncă, deci este visul fiecare angajator și angajatorii din Europa se bucură de ei, deoarece ei sunt cei mai mulți care pleacă din Republica Moldova. Sper că aceste cifre vor fi utile pentru cei care iau deciziile. Noi, cei care le ascultăm, sper că ne va fi și nouă util.
Dar până atunci vă spun o zi bună și bucurați-vă de sărbătorile care vin în rândul familiei și cu cei care au mai rămas în țară. Până data viitoare!